Veste bună pentru pensionari, reprezentanții guvernului au anunțat că vor crește pensiile de la 1 ianuarie. Practic, s-a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5%. Pe lângă aceste majorări, premierul Nicolae Ciuc a anunțat și sprijin financiar pentru pensionarii vulnerabili. De la 1 ianuarie, vârstnicii vor avea pensii mai mari. Premierul Nicolae Ciuc a anunțat majorarea punctului de pensie cu 12,5%. Începând cu anul 2023, pensiile vor crește, majorându-se prin majorarea punctului de pensie de la 1586 la 1784, adică un procent de 12,5%. Dar tot atât de bine este cunoscut faptul că vor fi acordate anumite ajutoare pentru cei care au pensia până într-o 1500 de lei. Se va acorda un ajutor de 1000 de lei care va fi acordat în două etape. Pentru cei care au pensia până în 2000 de lei se va acorda o sumă de 800 de lei, la fel și aceasta tot în două etape, iar cei care au pensia sub 3000 de lei vor primi un ajutor în plus de 600 de lei și, bineînțeles, tot așa în două etape. Pe lângă majorarea pensiilor, vârstnicii vor beneficia de sprijin financiar pe parcursul anului viitor. De asemenea, continuând măsurile care au fost decise în coaliția de guvernare condusă de premierul liberal Nicolae Ciucă, persoanele care au pensii mai mici de 1700 de lei vor primi și anul viitor acele vouchere sociale 250 de lei, odată la două luni, pe tot parcursul anului 2023. De asemenea, având în vedere facturile la energie, se va acorda un sprijin de 1400 de lei pentru plata facturilor la energie. Beneficiari vor fi pensionarii peste 60 de ani, care au pensii mai mici de 2000 de lei. Toate aceste vești îi bucură pe pensionari, mai ales că toate s-au scumpit în ultima vreme. S-au scumpit toate produsele și e cam puțin, dar ne mulțumim și cu cât avem. Pe ce cheltuiești mai mult? Pe alimente și medicamente. Știți că o să crească pensiile de anul viitor? Am auzit aseară la mass media. Ar fi un lucru bun pentru dumneavoastră? Da, cu siguranță. Cu siguranță e un pic mai bine. Eu am o pensie medie, dar adăugând 12%, așa am înțeles, da, așa e o sumă care acoperă cât de cât cheltuielile cu piața. Dumneavoastră, ca pensionar, pe ce cheltuiți cel mai mult? Pe mâncare. Da. Păi nu mai trebuiesc haine, nu mai trebuiesc pantofi, așa ca pentru dumneavoastră sau, mă rog. Totodată s-a convenit ca alocațiile de stat pentru copii să fie actualizate cu rata inflației. De asemenea, persoanele cu handicap vor primi a 13-a indemnizație. În plus, și indemnizațiile pentru veterani și văduve de război vor fi actualizate cu rata inflației în viitorul apropiat.